CNAIR a anunțat că au fost demarate investigațiile geotehnice pentru stabilirea parametrilor de dimensionare a soluțiilor tehnice și a structurilor ce vor fi prevăzute în studiul de fezabilitate al drumului expres București-Târgoviște. Pentru întocmirea studiului geotehnic se vor executa un număr de aproximativ 207 foraje geotehnice cu adâncimi cuprinse între 6 metri și 30 de metri. Traseul drumului expres București-Târgoviște are o lungime de aproximativ 62 de kilometri și traversează județele Ilfov și Dâmbovița, asigurând conectarea la rețeaua existentă de drumuri naționale și județene prin 6 noduri.